Două săptămâni de creștere continuă, indicele ProBor a reușit să scadă astăzi, însă cu un procent infim. Dacă ieri era de 1,8%, astăzi s-a micșorat până la 1,79%. S-a întâmplat după intervenția Băncii Naționale a României, iar guvernatorul BNR a explicat și de ce ROBOR-ul a crescut atât de mult. Ce a intervenit în luna asta, o să vă surprindă, o performanță mai bună în colectarea impozitelor, nu? Colectat mai mult decât ne-am fi așteptat, să spunem. Nu știu dacă dânșii s-au așteptat la acest lucru, nu? Și atunci, din bănci, au fost absorbite mai multă lichiditate. Așadar, cei de la fisc sunt responsabili până în final de creșterea ROBOR. Însă, de ce a așteptat Banca Națională două săptămâni ca să arunce lichiditățile înapoi pe piață? Aflăm acum de la Gina Vacariu. Bun găsit, Daniel. Poate guvernatorul Muguri Sărescu a găsit de cuvință că ziua de ieri a fost momentul oportun. Analiștii spun totuși că această intervenție a venit destul de târziu a Băncii Naționale. Poate s-a vrut ca acest indice ROBOR să crească, spun analiștii, implicit și ratele românilor. Cert este că astăzi avem o primă scădere după două săptămâni a indicelui ROBOR, de la 1,8% la 1,79%. O scădere foarte mică și o să vă dau și un exemplu ce înseamnă asta într-o rată, de exemplu pentru o casă. Rata a scăzut de ieri până astăzi cu un leu. Așadar, o scădere foarte, foarte mică în raport cu creșterea ROBOR care a fost în ultimele două săptămâni. Vă aștept la Observatorul orei 19 pentru a afla mai multe detalii și simulări de calcule pe acest subiect. Mulțumesc frumos, Gina!